Covesi, detalii despre protocolul cu SRI, nu existau echipe mixte. Ofierii SRI nu făceau activitate în cadrul dosarului penal. Procurorul Falna, Laura Codruta Covesi, a explicat Mari, la Europa FM, ce protocolul cu SRI nu e unul de colaborare, ci de cooperare instituțională. Protocolul nu se numește subliniere de colaborare, există protocol de cooperare. Cooperare, nu colaborare, sunt termeni total diferiți. Colaborare presupune altceva. Percile cooperează potrivit competențelor sublinierei atribuțiilor prevăzute în lege. Atât. Deci protocolul nu a adugat în niciun fel la lege. Din punct de vedere juridic, da, există o diferență între colaborare, subliniere și cooperare, NR. A doua noțiune care creează confuzie, nu există noțiunea de echip mixt. Nu există nicieri în acest protocol noțiunea de echip mixt. Nu este echip mixt. Ceea ce s-a scris în comunicatul de presă este exact cum este în realitate. Sunt termeni diferiți, cu noțiuni diferite. Echip mixt înseamnă ce atunci când un ofițer SRI, spre exemplu cu un procuror au o echip mixt, pot să facă acelea sublinierei chestiuni. Ori în realitate, aceste echipe comune se desfășurau doar pentru realizarea anumitor activități. Oficerii SRI nu administrau probe, nu audiau martori, nu făceau niciun fel de activități în cadrul dosarului penal, ci pur sublinierei simplu doar activități tehnice, prevăzute de lege, a declarat Laura Codruta Covesi, la Europa FM. Procurorul sublinierei FDNA a exemplificat ce se întâmpla în cadrul acestor echipe comune. Atunci când procurorul solicita efectuarea unui filaj, pentru a prinde în flagrant o persoană, se întocmea această echipă comună. Ce însemna? Ce procurorul putea să discute, se poarte un dialog cu oficerii care făceau filajul. Pentru ce trebuie să existe un dialog, s-a întâlnit persoana care e filat cu denuntorul. S-au dat banii? Procurorul poate sau nu să intervin? Și sigur ce trebuia să existe un dialog. Ori, această activitate nu putea să o facă procurorul singur. Atunci, acest protocol a stabilit limitele sublinierei competențele pe care le avea fiecare membru. Nu există noțiunea de echip mixt în acest protocol, sublinierei nu este o colaborare, ci o cooperare, a completat Covesi.